Iată că norul este de față. Iată am coborât în lumină, declară Duhul Sfânt. Și am intrat la cercetarea vaselor de lut, create de mâna mea, zice Domnul oștirilor. Vi prohozimer helias. Am văzut, zice Domnul, multă rugină. Iată să vede alergare și goană după vânt. Să văd multe vase fisurate, zice Domnul oștirilor. Să văd inimi împietrite. Se vede nepăsare. Fiblat nagot shamina corado stamena haus. Dar în clipele de față, iată, m-am ridicat, zice Domnul oștirilor, ca să-ți dau viață. Să vorbesc, zice Domnul, cu tine. Popor ales, ascultă vocea mea, nu te împietri în vremea aceasta, nu lăsa să treacă cuvântul meu pe lângă tine, căci iată sunt gelos pentru fiecare, Rahab, Rehabivel, pentru că mi-am dat viața pentru fiecare, zice Domnul, Ragot Falia. Da, zice Duhul Sfânt, prețuiți în vremea asta, căci sângele meu s-a vărsat pentru voi. Rahopriheld! Vreau pocăință, zice Duhul Sfânt. Vreau ca fiecare să coboare în adâncul ființei lui, să-și cerceteze viața, umplarea, caile, vorbirea și trăirea. Rahob, Rahob, Iheld! Altfel, zice Domnul, nu va fi înaintare. Nu veți putea înainta, veți rămâne blocați și vă veți întreba de ce. De ce strigă Duhul Sfânt? Mehaus! Treziți-vă, zice Domnul! Ragot falia stamina haus! Iată că am lăsat și în seara asta cuvânt de cercetare, pentru că vă vreau alipiți de mine și vreau să vă dezbrăcați, zice Domnul, de haina lăcomiei. Ragot falia stamina haut, dezbrăcați-o în grabă mare, zice Duhul Sfânt, căci iată toate aceste lucruri le veți vedea cu ochii voștri. Econe calado shemana viagot. Cum le veți lăsa unul după celălalt? Pregot falia! Dar înțelept este omul care ia seama. Mehaus talia firme naigot. Și caută comora cerească. Declară Duhul Sfânt. Amin.